Ziua de 1 decembrie se anunță a fi una a surprizelor pentru severineni. Municipalitatea va organiza o sărbătoare pur românească pentru toți cei care adoră gustul mâncării și al băuturii autentice. După celebrarea Zilei Naționale la Monumentul Eroilor, de lângă parc, ne vom retrage aici pe strada unde este amplasată și Episcopia, unde vom avea amplasate câteva corturi, vom servi niște fasole calde cu ciolan și de post, vin fiert, țuică fiertă. Voie bună, pentru că, nu-i așa, este ziua națională a noastră, a tuturor românilor. Pe lângă faptul că vor servi o masă caldă și o țuică fiartă, severinenii vor avea parte și de un ambient plăcut, deoarece fanfara va susține un recital chiar aici, în plină stradă. Toate acestea vor avea loc imediat după festivitatea de depunere a coroanelor la Monumentul Eroilor, care va începe la ora 10, dar și după o paradă specială a garnizoanei militare. Garnizoana Drobeta Turnul Severin, și când spun garnizoana Drobeta Turnul Severin, mă refer la toate structurile de apărare, ordine și siguranță națională. Pe lângă celelalte activități prilejuite de 1 decembrie, va participa la o paradă, scoțând în acest sens toată tehnica din dotare. Foarte mulți severineni și-au anunțat deja prezența la sărbătoarea Zilei Naționale. Dacă primăria are fonduri și dacă vreți să fac acest cadou pentru populație, e un lucru bun. Sunt de acord. Mai ales că e pentru lumea care mai au și niște necazuri, e destul de bine. Veți veni să gustați din fasolea primăriei? Da, dacă apucăm. Așadar, nu puteți rata petrecerea organizată de primărie cu ocazia Zilei de 1 decembrie, cu atât mai mult cu cât puteți să vă bucurați din toată inima și să spuneți la mulți ani România!